Pacea Domnului și Hristos a înviat. Dumnezeu să binecuvânteze și în seara aceasta strângerea noastră la oaltă. Amin. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au făcut timp să veniți la casa lui Dumnezeu. Haideți să începem lăudând pe Domnul prin cântarea care spune Hristos a înviat de morți cu moartea pe moarte călcând. Inima noastră pentru ascultarea cuvântului, așa că ne închinem Domnul prin cântare, apoi fanfară, vă lăudat pe Domnul, după care foarte bine vă aducem în primul demn pentru rugăciune, zic ca Domnul să binecuvânteze și în seara aceasta strângerea noastră la oaltă. Amin. Amin. Sumpărător, cel
binecuvânteze biserica Lui. Unde doi sau trei se adună în numele Domnului, Domnul promite că este acolo. Îi mulțumim pentru prezența Lui, simțim prezența Lui și ajutorul Lui în fiecare zi. Prin harul lui Dumnezeu ne vom apropia de un text din Scriptură și voi avea câteva îndemnuri, va fi o meditație. Ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu și ce înseamnă acest cuvânt pentru noi, pentru sufletul nostru. Aș vrea să citesc de la 1 Tesaloniceni, capitolul 5. De la versetul 15. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 15. Cuvântul Domnului. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Amin. Pavel are foarte multe sfaturi, foarte multe îndemnuri pentru creștinii din vremea lui. El, deși de multe ori a fost în închisoare și uneori avea picioarele în butuci. Nu mai înțeleg de ce au pus și picioarele în butuci, dacă era în închisoare, oricum nu putea fugi. Și un lucru frumos și important pe care l-a spus Pavel este că cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. Deși sunt în lanțuri, cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. Nu pot să opresc pe cineva să mărturisească cuvântul lui Dumnezeu. Scopul cu care Dumnezeu a trimis cuvântul este să schimbe viețile noastre, ale oamenilor. Nu putem schimba lucrul acesta. Cuvântul vine să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Așa cum Hristos a fost trimis de Tatăl să ne izbăvească din păcat pe fiecare om care crede în numele Lui și aduce mulțumire în numele Lui Iisus Hristos. Câteva sfaturi și îndemnuri ar vrea să am și eu în această dupămasă, dar aș vrea să privim textul acesta și eu când mă uit la Pavel și spune că vă îndemn. Este un cuvânt frumos, dar acest îndemn îmbracă o poruncă. În spatele acestui îndemn este o poruncă clară. Zice acolo, rugați-vă neîncetat. Nu este altă alternativă decât aceea care o adopt eu, dacă nu vreau să mă rog. Dar pentru mine cuvântul aici este o poruncă. Un îndemn care arată spre o poruncă. Și spun lucrul acesta, știți de ce? Unii dintre noi am făcut armată. Am venit în dialog cu superiorii noștri și tot ce spunea comandantul era da și amin. Nu trebuia să zică îți ordon,
Nu. Tot ce spunea comandantul trebuia să facem. Știți care era răspunsul soldatului? Da, să trăiți, am înțeles. Așa este și aici. Nu este nicio îndoială, da? Este poruncă din partea lui Dumnezeu pentru creștinii care așteptau a doua venire a lui Hristos pe pământ. Și noi așteptăm. Și Pavel ne spune felul cum trebuie să-l așteptăm. Și primul îndemn este bucurați-vă totdeauna. În Filipeni 4:4 spune bucurați-vă totdeauna în Domnul și iară zic bucurați-vă. De ce să ne bucurăm? Pentru că El ne-a mântuit. Nu avem voie să uităm lucrul acesta. Îngrijorările lumii acesteia sau problemele sau necazurile n-are voie să acopere amintirea din mintea noastră că El a murit pentru păcatele noastre. Și El ne-a dat iertarea Lui ca noi să fim eliberați din blestemul păcatului și al morții. Și de ce să ne mai bucurăm? Pentru că Dumnezeu este cu noi. Emanuel. În fiecare zi a promis lucrul acesta. Și dacă a promis, înseamnă că El se ține de cuvânt. Trebuie să fim și noi lângă El și cu El, așa cum este Dumnezeu cu noi și în noi. Al treilea lucru, de ce să ne bucurăm? Pentru că Dumnezeu este aproape la îndemâna noastră. Oricând. Putem veni prin rugăciune. M-am întâlnit cu fratele Aurel Popa, eu îi spun patronul. Și l-am întrebat, frate, te rog frumos să-mi spui dacă ai simțit că cineva s-a rugat pentru dumitale când ai fost la spital. Da, zice, am simțit. Deci, noi nu ne rugăm degeaba. Să credeți lucrul acesta. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și noi trebuie să strigăm. Oricine va chema numele Domnului, spune, va fi mântuit. Așa că strigați către Domnul. Strigați, nu vă opriți. Și mai este o soră, sora Chișe, Lenuța, și ea este bolnavă, este la spital și eu săptămâna asta m-am rugat pentru ea și v-aș îndemna și pe dumneavoastră să vă rugați pentru ea. Abia atunci când ești la spital și ești acolo la operație sau aștepți, îți dai seama că ai nevoie de cineva care să strige la Dumnezeu. Strigați! Rugați-vă unul pentru altul. Și Dumnezeu ne va da izbândă. Nu noi, Dumnezeu. Noi doar ne rugăm. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Apoi, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aici nu vreau să vorbesc prea mult. Tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Fie mult, fie puțin. Dar trebuie să fie acea mulțumire lăuntrică. Sunt mulțumit cu cât mi-a dat Dumnezeu și ce m-a dat. Da, la alții le-a dat mai mult. Nu mă interesează. Mie Dumnezeu mi-a dat mai puțin. Dar eu mă bucur de acel puțin. Și sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Apoi, ultimul lucru care vreau să vorbesc, versetul 19, nu stingeți Duhul. Aici este, să zicem, ceva deosebit. Noi înșine putem să stingem Duhul. Adică cum? Să nu-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze așa cum ar vrea El. Da? Și când sunt atent la Duhul Sfânt și când îl las pe Duhul Sfânt să lucreze, atunci sunt mulțumitor. Cea mai importantă parte este Duhul Sfânt. Și cuvântul Domnului trebuie să ajungă la Duhul omului. Nu numai la suflet, nu numai la urechile acestea, ci cuvântul Domnului trebuie să ajungă la Duhul omului. Pentru că așa am citit.
Dumnezeul păcii să vă simțească însuși pe deplin și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Trebuie să fim cu mare atenție aici. Dacă cuvântul ajunge numai până la suflet, vom încerca să facem lucrarea Domnului în puterile noastre. Și lucrarea Domnului nu se face decât prin Duhul Domnului. Nu prin forțele noastre, nu prin înțelepciunea noastră. Nu, nu. Lucrările Domnului se fac prin Duhul Domnului. Cel mai important lucru de aici din text. Dacă nu înțeleg valoarea Duhului Sfânt, noi de multe ori, dacă nu înțelegem ceva, nu-L acceptăm. Și așa facem cu Duhul Sfânt. Deși teoretic acceptăm pe Duhul Sfânt, îl neglijăm. Fără să ne dăm seama. N-ascultăm de El. Deși mintea mea zice, da, suntem supuși, ascultăm de Domnul, sigur. Nu, nu. Atunci lasă-L pe Duhul Sfânt să conducă viața. Când ne uităm în Vechiul Testament, poporul lui Israel a fost condus de cine? De Domnul. Cum? Era un stâlp de nord mare, uriaș, și un stâlp de foc. Era imposibil să nu-l vezi. Era imposibil. Și parcă mi-aduc, îmi imaginez că văd oamenii aceia în corturile lor și când ieșeau afară, copiii ziceau, tati, uite norul, uite la acolo. Stă liniștit, stăm și noi. Când se mișcă norul, mergem și noi. Trebuie să fim sensibili la Duhul Sfânt. Nu lăsa să te conducă sufletul sau mintea. Că mintea noastră ne minte. Da? Noi auzim cuvântul. Ajunge la suflet. Dar lasă-l să-ți cerceteze și Duhul. Și când ajunge la Duhul nostru, Duhul ne schimbă. Nu noi. Nu noi ne schimbăm, ci Duhul. Degeaba zic eu unui frate, frate, trebuie să te schimbi. Vedem că trăiește în neorânduială și lucrul acesta îl cuprinde Pavel aici, dar nu ne ocupăm de el. Duhul Sfânt este cel care trebuie să își conducă biserica. Și când îl lăsăm, biserica va progresa. Va merge înainte și oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Nu noi mântuim oamenii. Nu? Duhul Sfânt îi convinge. Dar să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. Aceasta este îndemnul lui Pavel, dar eu zice poruncă. Nu sfat. Este o poruncă. Să prețuim pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este oricine care să-L dăm deoparte și să facem noi, prin puterea sufletului nostru, lucrările Domnului. Nu se poate. Nu se poate face. Duhul Sfânt este important. Este Tatăl. Pe Tatăl înțelegem foarte bine, da? Este în cer, știm multe lucruri. Despre Fiul, iarăși știm multe, da? Dar când este vorba de Duhul Sfânt, parcă ne retrăgem puțin, da? Parcă ne e frică. Știți de ce? Pentru că nu-L percepem cu mintea. Și atunci avem tendința să-L eliminăm, pas cu pas. Și atunci nu mai pot face lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face prin Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc aici. Și Dumnezeu să sensibilizeze Duhul nostru. Da? Aici trebuie să ajungă cuvântul. Cântare. Da? O cântare. Care se cântă, trebuie să ne ungă. Da? Așa spunea bătrânii. Să ne ungă la inimă, să simțim. Da? Și atunci Dumnezeu ne va înviora. Și vom merge de la casa Domnului împrospătați.
că Dumnezeu ne-a vorbit, Duhul ne-a atins și lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Amin. Amin. Acum îndemnați de aceste gânduri frumoase, de aceste porunci ale Domnului, să venim cu reverență. Este un moment important atunci când vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să faci tot felul de lucruri. Nu putem. Să venim cu reverență înaintea lui Dumnezeu. Să ne smerim, să-i mulțumim, să nu încetăm să ne rugăm, să nu obosim, să nu ne oprim. Pentru că alți frații noștri au nevoie de rugăciunile noastre ca să fie eliberați, scăpați din ispite. Sunt atâtea încercări și ispite. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ne plecăm și ne smerim înaintea lui Dumnezeu și câțiva dintre dumneavoastră, chiar toți, dacă ne putem ruga, m-aș bucura. Amin. 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 Am
Amin. Amin. Domnul să ia minte la rugăciunile noastre, stăvată răspund din celul său care noastră. Credem și ne rugăm cu nădejdea ca tot ceea ce ne rugăm Domnului, într-o bună zi le va răspunde, după voia sa și după planul sa. Amin. În continuare, s-a anunțat pentru închinare, după mea, aceasta fată lemne și fată dani bucurtare, Domnul să vină în canteză, apoi în afară va să vede din nou pe Domnul.
Thank you.
am vrea să privim în seara aceasta la două versete. Întâi Epistola Sobornicească lui Petru, capitolul 5, versetul 6 și versetul 7. Mă gândeam, în timp ce deschideți Cartea Sfântă, mă gândeam la frații care au cântat acest duet frumos, el a promis, Dumnezeu care a promis, cât de bine se leagă din mesajul care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui, El se va înalță. Și haideți să spunem acum împreună cu toții. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Amin. Vă invit să pasul. Și aruncați asupra Lui toate ce? Îngrijorările voastre. De ce să le aruncăm? Căci El însuși îngrijește. Vedeți dumneavoastră, viața noastră adesea ori treci pe la intersecția îngrijorărilor. Și când treci pe la intersecția îngrijorărilor, în loc să ieși pe drumul bucuriei și a fiți voioșilor, noi adesea ori mergem pe la vale, pe drumul îngrijorărilor. Domnul să aibă milă de noi. Amin. A vrea seara aceasta să ne dăm la acest cuvânt al Scripturii ce se fac atunci când apare îngrijorarea în viața mea. Întrebarea se pune, este cineva în seara aceasta care în viața lui nu s-a îngrijorat niciodată? Nu este. Toți într-o măsură mai mare sau mai mică am avut sau poate avem parte de îngrijorare. Îngrijorările vin și pleacă. La unii rămân mai mult timp, la unii doar trec pe alături de ei, fiindcă știu cum să se raporteze la îngrijorare. Dacă ne uităm în viața ucenicilor Domnului Iisus Hristos, dintre cei 12 care au ales să fie împreună cu El, dacă ne uităm la Evanghelie, se pare că cel mai predispus la îngrijorare, cel mai care se frământa și era îngrijorat cu toate lucrurile, se pare că era Petru. Dacă vă uitați la viața lui Petru în Evanghelie, îl vom vedea des ori că se îngrijora. Ba că se scufundă, Doamne ajută-mă! Ba s-a îngrijorat, Doamne, toată noaptea m-am trudit și n-am prins nimica. Ba s-a îngrijorat în grădina Ghețeman și scoate sabia. Doamne, nu cumva să te trebuie să zic. Ba s-a îngrijorat de Domnul. Când de una, când permanența, îngrijorat. Doar că anii au trecut peste Apostolul Petru. Și acum spre bătrânețe, după ce a trecut prin multe examene ale vieții, că știți cum vorba poetului, există o școală unde înveți să dai cu capul de pereți. Și când ai dat de toți pereții, ești absolvent al școlii. Nu, prin experiență. Și dacă uităm la Petru după ce s-a confruntat cu mulți pereți cu ghilimele de rigoare, iată-ne în sfârșitul vieții, ne spune soluția. Băi, nu faceți ce am făcut eu. Eu am fost și de peretele ăla, eu și cu frământarea aia, și pentru aia, eu pentru toți m-am îngrijorat, eu pentru toți s-am îngrijorat. Ba s-a îngrijorat după ce Domnul a înviat, spune, Doamne, dar cu ăsta ce va fi? Vă aduceți aminte? Doamne, da. Și ce zice Dumnezeu? Dai treaba ta? Tu vezi în viața ta. Omul care se îngrijoară ce mai des, omul care se preocupă cu grădina. Mă, dar era ce zice Domnul? Mă, dacă celălalt au crescut mai puțin și am recurs mai mult, dai treaba ta? Lasă fiecare cu grădina lui, du-te la viața ta. Doamne, dar cu acestea ce se îngrijora și se frământa cu problemele? Vedea acum Petru soluția. Cum să scăpăm de înjurare? Sau ce să facem atunci când vine înjurarea în viața noastră? Știți care este primul lucru? La fel ca și cu orice problemă a vieții noastre, sau poate cu orice dependență care are cineva. Știți care este primul lucru dacă vrei să scapi de înjurare? Recunoaște că ești îngrijorat. V-ați gândit la lucrul acesta? Mulți se îngrijorează și spune, nu, eu nu mă îngrijorez, eu așa am niște gânduri numai. Dar te uiți pe tine că ești amărât, ești negru pe față. Nu, așa aș mai gonzat, eu că am stat mult afară la soare. Nu. Recunoaște! Până nu recunoști că ai o problemă, n-are cum medicul să te tratezi. Stai acasă și tu doare spate, doare una, tu doare alta. Nu te duci la medic. N-are cum medicul să te trateze dacă nu te duci la el și nu recunoști, Doamne, mă doare aici, mă doare dimineața, mă doare seara, mă doare când mănânc, mă doare când... Și recunoști, la fel și aici.
Nu putem să căpătăm soluții pentru îngrijorarea vieții noastre până când nu recunoaștem că îngrijorarea face parte din viața noastră. Și ca să ne dăm seama dacă suntem niște oameni predispuși la îngrijorare sau avem îngrijorări, uitați-vă sau gândiți-vă fiecare care e primul gând cu care te trezești dimineața și care e ultimul gând care te culci? Care sunt gândurile care te macină și îți fură energia, îți fură puterea, îți fură toată seva din viața ta. Uite-te care sunt lucrurile care îți fură, te absorb de putere și vezi unde înjurarea te face fără putere. Și trebuie să fiecare dintre noi, dacă vrem să scăpăm de înjurare, să recunoaștem. Omul mândru, el niciodată nu va recunoaște că este înjurat. Omul mândru, el va căuta singur să-și rezolve problemele vieții lui. Și va merge din greu, din rău, până mai rău. Nu la întâmplare începe și versetul 6. Versetul 7 spune așa. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. De aceea spunea că primul lucru este ca să scapi de îngrijorare, recunoaște că ești îngrijorat. Și legat de lucrul acesta te ajută, știți ce? Smerenie. De aceea spune versetul 6. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El se facă sănătate. Pentru că îngrijorarea te doboară, tot mai mult și mai mult te doboară. Și trebuie să recunoști, ai nevoie de o smerenie, Doamne, recunosc, nu mai pot face nimic. Cu omul când vine îngrijorarea viața lui, sau când vine problemă, spune, o să fac o tare, o să mă duc în stânga, o să mă duc în dreapta. Omul își face un plan, ce o să fac eu? Eu voi face cu tare, eu voi face cu tare lucrurile. Nu spune eu voi face. Dumnezeu vă face. Voi apela la Dumnezeu să mă ajute. Cu ajutorul Dumnezeu mă voi duce și voi rezolva cu tare lucruri. De ce e foarte important această smerenie? Să recunoști, să te smerești, Doamne, recunosc, am o problemă în viața mea, Doamne, am nevoie de ajutor. Gândiți-vă, poate sunt după amiaza aceasta și nu vă cunosc inima și gândul, nu știu exact prin ce treceți fiecare, dar dacă poate este cineva în seara aceasta, sau poate când vreodată te treci într-o îngrijorare, sau când mai multe frământări, poate ceva ce te îndeliniștești, ia-te-o cu aici un pic și scrie exact ce te îndeliniștești. Scrie exact lucrurile. Pentru că după ce recunosc și spui exact că faci, Doamne, asta mă îndeliniștește, asta mă frământă, s-o scumpi totul, și așa mai departe. Scrie lucruri care te îngrijorează. Și apoi, a doilea lucru, uitați, se întâmplă într-un mod practic, într-un mod practic ce se face ca să scăpăm de îngrijorări, uitați, spune. Și aruncați, aruncă asupra Domnului. Recunoaște-te care sunt îngrijorările din viața ta, identifică-le care sunt, de ce dacă nu sunt, recunoaște că tu nu poți să faci nimica, smerești înaintea Domnului, pentru că la vremea lui El se te înalță și acum știi ce faci. Aruncă asupra Domnului. Aruncă-le într-un mod practic asupra Domnului. Și la ce să mă refer mai practic când spun arunca, sigur, cuvântul acesta arunca pe care îl folosește aici Apostolul Petru, ca unul care era un pescar, exact cuvântul acela care un pescar e o undriță și o aruncă. La fel spune, aruncă-le. Și când e vorba asta, nu spune, nu arunca oriunde. Un pescar e scusit, dacă sunt pescar, nu se știe, vine aruncă undriță oriunde. Nu arunce acolo unde este papură, nici unde sunt burene, ci arunce acolo unde știi că sunt pești. De ce îi spune cea? Și aruncați, ne spune direcția. Nu trebuie să iei tu, mă, unii știți ce fac. Iau un jurare de viață, nu recunosc au, și aruncă asupra unui, asupra altuia. O aruncă la stânga și în dreapta, nu. Spune, aruncați, unde să aruncăm? Unde să aruncăm? Ce spune cuvântul? Asupra lui Dumnezeu. Aruncați asupra lui Dumnezeu, asupra lui. Ne spune direcția, cui, pe umeri, cui se pune în jurarea asta? De ce îi spun? Să, după ce recunoaștem, arunca într-un mod practic ce înseamnă este transformă-ți îngrijorarea în închinare. Spune cuvânt în cartea Filipenilor, la Filipeni, capitolul 4 cu 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru ce faceți. Aduceți cerurile voastre la cunoștință lui cu ce? Prin rugăciune. Ia-ți îngrijorarea, una, două, nouă, câte ai, și adu-l la cunoștință tău. Spune-le rugăciune, El știe de ele. Tatăl nostru care ne rugăm noi, care ești în cer, El știe că avem nevoie de până acele date zile. Dar vrea să mă audă pe mine, că îi spun pe lumea la problema mea. Vrea să vadă că îmi recunosc problema, vrea să vadă că mă smeresc înaintea Lui, vrea să vadă că depind de El și că am nevoie, Doamne, ajută-mă Tu în problema vieții mele.
Doamne, eu vreau să arunc îngrijorările mele asupra Ta. Doamne, eu le arunc asupra Ta. Nu vreau să le mai port eu. Doamne, nu vreau să le mai port eu. De ce? Transformă-le în închinare. Adu-le în rugăciune la poala crucii Dumnezeu. Adu-le în rugăciune la cunoștința Dumnezeu nostru. Să le aruncăm asupra Lui. Să le aruncăm asupra Dumnezeu nostru. Psalmistul spune în Psalmul 56 cu 3, omul de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine, Doamne. A arunca asupra Domnului înseamnă să te încrezi în El. Să te încrezi în puterea pe care o are, să te încrezi în înțelepciunea care o are, să te încrezi că El poate să-ți poartă de grijă. El poate să te ajute și El poate să intervină în problema vieții tale. Nu-ți mai purta singur povara în jurături. Aduce aminte, se povestește despre un om, un călător, care mergea cu desaga în spate, cu sacul în spate, și a trecut alături pe lângă el un om cu căruță. I s-a făcut bine și o dată în căruță. Și după ce a mers ceva timp, s-a uitat în spate, zice, dar ce ți-i sacul în spate? De ce te-a întâmplat? Eu te-am luat de pe drum când mi-a fost milă de tine, când mergeai cu sacul în spate. Zice, Doamne, păi după ce m-a luat în căruță, să mai pun și sacul jos? După să mai dau greutate la... Așa suntem de multe ori în viața noastră. Stăm și purtăm. Lasă! E Dumnezeu nostru care spune, v-am purtat și tot vreau să vă mai port. De la tinerețea voastră până la bătrânețea, eu voi fi același. E Dumnezeu care vrea să ne poartă de grijă. Și Dumnezeu care poartă, aruncă asupra Lui. Să aruncăm asupra Dumnezeului nostru, asupra Dumnezeului care poate și ne poartă de grijă. Legă faptul că, așa cum a spus la început, Petru se pare că a fost cel mai îngrijorat și cel mai frământat dintre toți ucenicii. Dar știți ce este interesant? Ca unul care a fost frământat și îngrijorat dintre toți ucenicii, se pare că așa cum le prezintă Scriptura, a fost și cel care a înțeles și a experimentat și a văzut ce înseamnă Iisus să-ți poartă povara. A observat și a înțeles ce înseamnă Hristos să se îngrijească de toate nevoile tale. Pentru că așa spune ce cuvântul. Și aruncați asupra Lui toate, toate, nu jumătate, nu o parte, toate îngrijorările voastre. Dar spune partea a doua, că cel însuși îngrijește de voi. A treilea adevăr este, ancorează-te sau crede promisiunea Domnului. Promisiunea care spune că cel însuși îngrijește de voi. El promite, este o promisiune. Este o promisiune pe care Dumnezeu ne arată. Este în primul rând o responsabilitate mea să arunc asupra Lui. Este o învățătură practică. Apostolul Petru ne învață practic în seara aceasta, frați și surori. Ne învață practic cum să scăpăm de îngrijorare. Ca unul care a experimentat. Uitați-vă la multe îngrijorări care a avut în viața lui, a și experimentat. Ce înseamnă să le arunce asupra Lui. Vă aduceți aminte? Când soacra lui a fost bolnavă, a spus, Doamne, vină și acasă mea. Și a văzut ce înseamnă Hristos să-ți rezolve îngrijorarea cu soacra bolnavă. Doamne, toată noaptea m-am trudit și n-am prins nimic. Dar la porunca Ta, era sărac și sărman. Încercați să prindți și niște pești. Dar în îngrijorarea lui se roce, Doamne, toată noaptea m-am trudit. Cum mă duc acasă? A aruncat și Dumnezeu ce-a făcut? I-a purtat de grijă. I-a purtat Dumnezeu de grijă atunci când a fost împreună cu ucenicii și a pus barca pe pești. I-a purtat Dumnezeu de grijă când, după ce Hristos a fost bătut și batjocorit și îngropat. Și a murit și a văzut lucrul acesta. A luat iarăși ucenicii și a dus înapoi la vechea lui meserie. Și iarăși toată noaptea n-a prins nimic. Și l-a așteptat pe țărm Iisus cu micul dejun pregătit. Toată noaptea n-a prins nimic. Și Hristos i-a purtat de grijă. Ce înseamnă? Să ai Dumnezeu. Să ai un stăpân în care să-i poți să arunci toată îngrijorările. Numai știți, ar putea să fie și un păcat al noi. Că dacă nu ascultăm de El, este păcatul nostru. Porunca Scripturii spune și aruncați, spune. Vorba fratelor și cei care au fost la armată, da, cum a fost? Să trăiți, nu? Stai să înțelegi. Și a înțeles, spune, da, aruncă asupra Lui. Dacă nu o arunci și o porți tu, înseamnă că faci un păcat. Porunca Scripturii și învățătura Scripturii în seara aceasta ne spune ce să facem? Nu asupra oamenilor,
Nu asupra vecinilor, nu asupra medicilor, nu, 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 să aruncăm asupra lui. Asupra lui. Și apoi vei experimenta ce înseamnă promisiunea lui. Promisiunea care spune că cel însuși îngrijește ce frumos. El însuși, într-un mod personal. Nu spune îngeri vor îngriji de voi, nu spune arhanghelii vor îngriji de voi, nu spune bunicii vor îngriji de voi, nu, nu. Nu spune că statul va îngriji de voi, nu. El însuși, Hristos. El încă cel însuși îngrijește de voi. Este Dumnezeu care se implică într-un mod personal. E Dumnezeu care se îngrijește într-un mod personal și într-un mod continuu pentru viața noastră, pentru nevoile noastre. El însuși îngrijește de voi. E vorba de un prezent continuu. Îngrijește, a îngrijit, îngrijește și va îngriji mai departe. Binecuvântați să fie Dumnezeu. Amin. E vorba de un prezent continuu. Nu că te va ajuta numai îngrijorarea de astăzi. Nu că te va ajuta doar îngrijorarea la 30 de ani. Nu. El în fiecare zi îngrijește de noi. Să aruncăm asupra lui, să ascultăm de poruncă lui. El e cel care crește să stați și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. De toate. Nu doar de unde. De toate nevoile noastre. De toate poverile noastre, de toate problemele noastre, Dumnezeu îngrijește. Vedeți-vă la o clipă. Și vreau să mă apropie de încheiere. Dacă e cea mai mare problemă noastră, fiecare știm care a fost cea mai mare problemă și cea mai mare nevoie noastră ca și oameni. Toți de doi rătăceam ca niște ori. Și toți de doi mergeam din pe din rău pe mai rău. Toți mergeam la pierzare. Și dacă Dumnezeu din cerul Său prea înalt s-a privit la pământ și a văzut că cea mai mare nevoie oameni, știți care este? Mântuirea lui. Și viața veșnică. Și l-a trimis pe Hristos. Și Hristos mi-a deschis o cale și ne-a dat nădejde vieții? Veșnice. Dacă în cea mai mare problemă a noastră, fraților, dragi tine, dacă în cea mai mare problemă a vieții noastre, Dumnezeu s-a îngrijit atât de bine, amin? Amin. Atât de perfect, în detaliu, s-a îngrijit. Eu am venit că oile mele să aibă viață, să aibă din? Veșnice. Ne-a pregătit un loc, ne pregătește un loc, strânși de aur, minunat, bogății, vă sta acolo în prezența Lui, împreună cu Isaac, Avram și Iacob și cu Sfinții. Dacă e cea mai mare problemă a vieții noastre, Dumnezeu s-a îngrijit de cel mai mic detaliu. Nu credeți că sunt problemele mici ale vieții noastre. El poate îngrije. Și gata să se implice. Lasă pe Domnul să se implice. Amin. Aruncă supra Lui. Nu știu ce vă frământă. Nu știu ce vă îngrijorează. Dar știu ceva, că ceva vreme în timpul urmă, am predicat mesajul acesta într-o biserică. Nu știam pe ce trec fiecare. S-a apropiat la peste câteva zile de mine o soră, zic, frate, am avut nevoie de cuvântul acesta. Ce s-a întâmplat? Atât de grea încercare a trecut ca și familie. Atât de grea încercare. O veste grea care a primit-o, în care putea să spulbere și schimbe tot mersul vieții familiilor odată cu totdeauna. Au primit o veste atât de rea. Atât de rea. Nici nu vreau să spun lucrul acestea în locul acesta. Dar, frate, atât de bine m-a ajutat cuvântul acesta. Am început să plâng, am fost bulversată, am venit să spun multe lucruri, am fost scris soțul, am anunțat ce m-a anunțat fiica. Dar după aceea m-am dus aminte cuvântul care l-ați predicat. Și cuvântul care spune Scriptura. Și aruncați? Asupra lui. Spune, m-am dus acasă. M-am plecat. Și am spus Domnul necază și problemă. Și Dumnezeu, într-un mod minunat, într-un mod miraculos, a schimbat situația total. Cred că de multe ori fața mea și sora este. Toată problema este la nivelul minții noastre. Ne facem atât de multe scenarii, atât de multe lucruri negre, atât de multe lucruri ne facem. Aruncă-l supra Lui. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Lasă-L pe El să se implice. El spune că ce eu însuși vă voi îngriji, El într-un mod personal, e gata să îngrijească. În săptămâna aceasta în care am intrat, nu știm cine așteaptă. Dar, Doamne, o încredințăm în brațul Tău. Doamne, stă în față, poate, drumul, la venim la școală, la servici. Doamne, avem făcut atât de multe lucruri care poate v-ați propus unul și altul. Doamne, le aruncăm asupra Ta. Ajută-ne Tu. Dă-ne Tu izbândă. Și dă-ne Tu biruință. Să aruncăm asupra celui care a purtat și poate să ne poartă de grijă. El poartă de grijă păstorilor, El poate să poartă de grijă la fiecare dintre noi.
Ne rugăm fiecare în Duhul și inima noastră, cu voce tare, pe fratele Vifăltuț, pe sora Alina, venim mai de la Dumnezeu și ne grânzăm în brațul Lui, în brața Celui care poate să ne poarte de grijă. Amin. 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 Doamne bun, ne închinăm cu drag înaintea Ta, slăvim numele Tău, pentru că în ziua de astăzi ai vorbit inimilor noastre. Dorim, Doamne, să aruncăm îngrijorările noastre asupra Ta și Amin. Să poți grija lor. Te rugăm, Doamne, ca să fii Cel care rezolvi problemele și necazurile care, pentru care noi stăm și ne gândim la ele. Te rugăm, Doamne, ca să intervii în familiile noastre, Amin. În viețile noastre. Amin. Îți încredințăm tot ceea ce avem ție. Amin. Îți mulțumim frumos, Doamne, pentru că avem o mântuire și un mântuitor atât de bun. Ne dorim, Doamne, să avem parte de mântuirea Ta, Amin. Să ajungem în împărăția Ta, să ne bucurăm de prezența Amin. Și frumusețea Ta. Amin. Te rugăm, Doamne, ca să intervii acolo unde sunt probleme de boală, probleme de sănătate. Te rugăm, Doamne, ca să aduci vindecare. Te rugăm, Doamne, ca să lucrezi la inimile celor care sunt nemântuiți. Dorim, Doamne, ca și ei să se bucure de prezența Ta, de viața veșnică alături de Tine. Îți încredințăm tot ceea ce avem în brațul Tău. Amin. Amin. Ne biruim pe Tine, Stăpâne. Și știm, Doamne, că Tu poți face nespus mai mult decât cerem să o gândim. Tu ești Dumnezeu cel atotputernic. Te cer încăm toate îngrijorările și frământările noastre asupra Ta. Îngrijește, Doamne, Tu de viața noastră, de familia noastră, de biserica noastră. Știm, Doamne, că Tu ești gata să Te implici și vrem să vedem mâna Ta și brațul Tău la lucru. Iar acelor care poate să facă nespus mai mult decât cerem să o gândim noi. A Ta să fie, Doamne, slavă de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Voi înviți să vă ocupați locurile. Prin Harul Dumnezeu, am urs la încheierea și acestui timp de închinare, Dumnezeu să binecuvânteze viețile dumneavoastră a fiecăruia. Vă doresc o săptămână binecuvântată sub paza și protecția celui care poate să poartă de grijă. Cu Domnul și prin Harul Lui ne despărțim, fiți binecuvântați. Ne vedem vineri la ora 7 la rugăciune și duminică, așa cum suntem obișnuiți, dimineața de la 10 și după masă, de la ora 5. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.